Tu chiar nu știi ce vrei de Crăciun? Eu mi-am luat tot anul trecut. Eu și la ora asta m-am uitat în ofertă și am realizat că eu nu am ce să-mi iau. Și am întrebat-o și eu pe a mea. Mamă, tu ce ți-ai dorit de Crăciunul ăsta? Păi... bărbat ca lume. De-aia m-am tuns. Pe azi, Bubi, nu știu. Păi zice, mi-ai făcut cadou anul trecut de Crăciun, mi-ai luat ditai televizorul. Păi zic, anul ăsta nu mai vrei nimic. Nu, că vrei să-ți faci sistem acasă, că n-ai sistem ca lumea. Da. Ți-ai făcut? Nu. Nici tu nu știi ce vrei. Ba da, nu, eu am o listă destul de mare. Eu n-am destul buget cât să iau tot ce aș vrea să iau. Statea prostii pe care poți să le iei drept cadou și ție însuți. Tu n-ai făcut nouă un buget de 1000 de lei să găsim niște produse cool. Ok, un 1000 de lei, ce ai putea să-ți iei? Ai putea să-ți iei un kit complet de periferice și aici mă gândesc la tastatură, mouse și căști. În 1000 de lei ai putea să-ți iei o placă de bază, un procesor și o memorie? Sau de-astea? De bucătărie, mixere, prăjitoare de pâine, că astea sunt ieftine, frate. Crătiți. Bă, ești deștept, bă. Crătiți. De alea de îngrijire dentară, cum îi zice... Un parfum, o chestie. Să-ți dai cu parfum în gură. Dumnezeule mare. Zi, mă, hardware, mă, deci zi. Hardware. Care sunt căștile tale preferate? Căștile mele preferate de anul ăsta vor să fie și vor rămâne astea. G633. Tastatură, nu știu, eu m-aș duce între SteelSeries, Redragon, HyperX, Logitech. Mouse, Logitech și Mayanix. Zi două jocuri, trei de anul ăsta pe care ai dat bani. Păi nu știu, că ideea e că mi-am luat prea multe anul ăsta. Pe care regreți că ai dat bani. No offense, Payback. Și cred că tot de la ei și Battlefront 2. Deocamdată nu regret. Dar dacă începe cu balamucul, cu microtransacțiile și cu toate astea, chiar că regret. Cel mai mișto joc de anul ăsta, Cuphead. Ăsta e cel mai tare ever joc și cel mai greu. Am în wishlist-ul meu de 1000 de lei 6 produse. 6 produse într-o 1000 de lei. Un gamepad Logitech F710. E wireless. Poți să te joci din pat. Nu mai ai nevoie de consolă. Bang! Am rezolvat o treabă. 2. Am luat un volan. Nu știu exact modelul, dacă este extraordinar, dar comentariile spun că ar fi. Este vorba despre un Hama Thunder V5. Oh my God. Costă vreo 230 de lei. Apoi avem încă un produs, o tastatură mecanică. Fix asta, că îmi place și nu o am acasă. Redragon Vara RGB, asta e doar roșie. Ce am selectat eu RGB, costă 180 de lei, e perfectă. Apoi mi-am luat un hub USB 3.0, un SSD UV400, 120 de giga. Apoi mi-am luat... hashtag fițe, un kit RGB de LED-uri pentru calculator de la Deepcool, costă 54 de lei și sunt două benzi LED cu telecomandă din asta, așa drăguță, da? Alegi culoarea direct de aici, nici nu trebuie să te gândești, băi, vreau mai spre roșu sau mai spre albastru, nu frate, apeși aici butonul și gata, investiți cu cap. Și cam asta e, cam așa la 960 de lei, de restul de 40 de lei, nu știu. Stick, mă! Îmi iau un stick de 40 de lei. Ai văzut? Luminiță în calculator și calculator în geam. Desigur, normal. Pomul secolului. Bradul 2017. Și felicitări lui un acum că a dat-o pe aia și a pus tastatura în geam aseară și a făcut poză. Auzi, mă, dar ce preț are tastatura aia? Tastatura aia are prețul de 180 de lei. 180 de lei. În 1000 de lei vin câte 4 bucăți plus hub-ul la USB, dacă le pui pe vertical pe toate, ai acoperit tot bradul de sus până da. Jos. Bă, antigel. Neapărat pentru antigel. Irigator oral. Nu, ne-am uitat un pic mai devreme și găsisem un irigator oral. Nu știu ce înseamnă, sincer să fiu, și nici nu știu la ce l-ai putea folosi. Ca la dentist. Cum îți dă dentistul cu aer, îți dă cu jet. Cam asta ne alegem noi. Da. El a luat-o prin prisma lui, ce și-ar dori el foarte mult, și eu ce le-aș dori eu lor. Hai să le zicem ce le-am dorit, da, noi lor. Orice. Noi v-am dorit din tot sufletul Crăciun fericit și un an nou excepțional. Adică mai e. Un pic. Mai e, un pic, da. Crăciun fericit.